Nu e așa că vă era dor să vedeți cum mă sperii și cum fac pe mine în VR? Ei bine, dacă vă era dor, ați venit unde trebuia, pentru că astăzi ne jucăm din nou FNAF VR 2, adică DLC-ul, și ne vom juca nivelele pe care nu le-am mai jucat până acum, și anume, avem aici niște chestii destul de interesante. Am văzut ceva cu Foxy, am văzut de asemenea noaptea întâi și n-am încercat-o niciodată, iar pentru Foxy, cred că avem noi, ia să vedem pe unde era chestia asta, uite... Pirate Ride, nu știu exact care e treaba. Și mai avem și Cord Maze, mai avem și Plushkin Patch. Nu știu exact ce vom face, o să ne stabilim un piculeț mai încolo. Dar oricum, înainte să pornim, vreau să văd cine a apăsat deja pe butonașul de like. Vreau să-i văd pe ăștia care apasă din start pe butonașul de like, echipa mea aici. Vă mulțumesc mult de tot dacă ați apăsat deja și vom trece la treabă chiar acum. Ia să vedem noi, o să ne punem aici și o să intrăm pe noaptea întâi. A văzut că vă plac foarte mult episoadele cu VR și am zis, bă, de ce nu, hai să mai facem un episod. De obicei făceam în weekend, dar în weekend n-am apucat să mai fac, așa că facem în timpul săptămânii, nicio problemă. Chiar aveam o perioadă, dacă mai țineți minte, în care făceam o grămadă de VR. Dar chiar am să mă uit, dacă văd multe like-uri, fiți atenți, dacă strângem peste 10.000 de like-uri la episodul de azi, vă promit că o să încerc mai multe jocuri în VR, ok? O să mai încercăm, pentru că v-am zis, la un moment dat făceam multe. Oh my god, avem lemne pe uși. Alo? Da, avem aici o chestie de electricitate. Se pare că curentul nu pleacă. Și noi trebuie să ne uităm pe camere și să vedem dacă se mișcă cineva. Văd pe cineva care se mișcă acolo. Ok. Am înțeles. Bă, frate, e destul de înfricoșător și nu știu dacă o să reușesc să trec. Deci care e ideea minigame-ului? Ideea e în felul următor. Dacă vezi pe cineva că vine lângă tine, trebuie să-i dai flash. Și flash-ul e butonul ăsta de aici. Sau light-ul ăla de aici. Față că acum avem chestii la uși. Bă, văzusem pe cineva. Oh, flash. Ok. Flash. Și tragi de maneta asta. Și cât timp tragi de maneta asta, tu practic nu mai ai nicio putere. Dacă e să vină cineva, poate să-ți intre în birou. Uite, oh my god, zim că vine curentul, zim că vine curentul, flash, oh my god, asta a fost aproape. Am auzit pe cineva, dar... ok, flash, te-am văzut, șmechere. Trebuie să iei stânga-dreapta și să vezi dacă nu-i cineva pe lângă tine. Bă, tot aud un sunet în partea dreaptă și nu văd pe nimeni. Adică e destul de ciudat. Flash. Să trag de manetă? Trag de manetă. Doamne ajută să nu vină vreo unul acum. Cât timp tragi de manetă poate să-ți intre înăuntru. Oh my god. Hai să strângem 10.000 de like-uri pentru episodul ăsta, oameni buni. Flash. Ok. Hai să vedem. Ne uităm stânga-dreapta, ne uităm într-o parte. Trebuie să ajungem până la ora 6. Ok, momentan e liber. Flash. Ok. Mai am două flash-uri, cred. Cred că ai patru flash-uri în total. Și o să fie destul de iurea dacă e să vină cineva. Ba într-o parte, ba în alta. A? Vine cineva? Ba, aud un sunet ciudat și nu-mi dau seama. E chiar straniu, pentru că... cred pentru o secundă că e cineva. Și de fapt nu e. Și vezi că la uși... sunt niște baricade. Ok, e cineva? Nu văd pe nimeni. Flash. Oh, flash, flash. Oh my god. Am tras de manetă, sper să nu vină nimeni acum. Hai frate, ați venit doi deodată la mine, gata. Calmați-vă, mai calmați-vă că e prea de tot. Ok, ok, ok. Am revenit. Oameni buni, după cum știți, eu fac chestia asta în viața reală, adică eu, pentru cei care nu știu încă despre VR, sunt sigur că știți, îți pui o cască de aia de realitate virtuală și intri efectiv fizic în lumea aceasta. Și eu chiar trebuie să fac chestiile astea pe bune. Eu mă mișc aici, astea sunt mâinile mele reale. Ce le vedeți voi în joc. Ok, mai am două flash-uri, cred că. Nu văd pe nimeni pe lângă mine, am să dau repede de manetă, sper să nu vină cineva acum. Deci asta a fost cea mai riscantă apăsare de manetă pe care am făcut-o în viața mea. Asta a fost cea mai riscantă apăsare de manetă pe care am făcut-o în viața mea. Și viața mea am apăsat, perfect. Oh my god, de la ora 4. Sper să nu vină cineva, frate. Mamă, e foarte înfricoșător. Deci e foarte înfricoșător. Flash,
Mai avem 60% din baterie. Ok, cred că avem 5 flash-uri în total, nu sunt sigur câte sunt. Însă... și nu-mi dau seama dacă vine decât când e prea aproape. Și să mai întâmplă să vină și doi deodată. Și tu trebuie să tragi de chestia asta, să reîncarci curentul când ești 100% sigur că nu o să vină cineva la tine, cum a venit aici, de exemplu. Tu mai am 40%. Cam trebuie să trag de manetă. Aud pe cineva. Aud că se mișcă. Ok. Nu dau seama dacă e cineva sau nu. Mai am 40%. Nu trecem noi, mă, noaptea asta. Oh! Ok. Ok. 20%, am închis. Sper că nu vine pe partea cealaltă sau pe partea asta acum. Te rog, lumină, că suntem la ora 5. Te rog. Te implor, jocule. Oh my god. Suntem bine momentan. Ok, flash, nu mai veni spre mine. Băi, e intensă noaptea asta, frate, și au făcut-o în stilul ăsta, așa mai de Halloween, știi? Dar e super intensă. Super, super, mega intensă. Careva pe acolo? Sper că nu. Ok. Am trecut-o. Dar ce vreau să vă zic, asta e doar noaptea întâi. Ok? Din minigame-ul acesta. Stați voi liniștiți, că mai avem și noaptea a doua, care o să fie și mai grea, probabil. Acum am șansa să mă sperie ceva din cadoul ăsta, sper că nu o să se întâmple, dar știți voi cum e tradiția la noi. Vom lua aceste chestii și voi încerca să le folosesc pe cât de bine pot. Cu un balon acolo. Am că nimeresc 3 baloane dacă e... da, nu cred că le nimeresc. Am nimeresc 3 baloane. Am să pun mâna la ochi, mă uit în altă parte. Ok, suntem în regulă. Mamă, ce e chestia asta? E Freddy? Varianta aia de coșmar cu 3 capete? Nu, de fapt nu e cu 3 capete, e are pe micuția aia acolo. Dar tot n-aș vrea așa ceva, adică eu ca să fiu, să zic, să am o astfel de chestie n-aș vrea. Bun, dăm continuu, mergem mai departe și să vedem ce o să mai urmeze în lista noastră de minigame-uri. Bă, îmi place joculețul, dar o să mai facem și alte chestii afară de FNAF VR în VR, pentru că... da, chiar mă bate gândul să-mi fac upgrade la casca de VR, să-mi iau Valve Index. O să vedem dacă merită sau dacă nu merită, costă destul de mulți bani. Dar, da, eu momentan mă joc de pe Vive original, la vechiuțul de 3-4 ani, de câți ani are. Și cred că ar merita un upgrade, da? Asta rămâne de văzut. Bun, mai avem Plushkin Patch pe care nu vreau să-l joc acum sub nicio formă. Mai avem Pirate Ride, pe care nu știu exact care-i treaba cu el. Și mai avem Corn Maze. Corn Maze, din ce am înțeles, este destul de greu. Am să-l încerc o dată. Pe Corn Maze ăsta. Să văd așa de curiozitate cum e. Dar nu vă promit că-l fac, că din ce am înțeles este foarte greu. Deci zice așa, right control D-pad to hide behind panels, press and hold the trigger. Ok, deci practic mergi de pe astea. E greuț. Dar vi-l arăt. Vi-l exemplific, nu-l terminăm acum. Ok? Deci practic ce trebuie să faci? Să mergi pe aici așa. Și trebuie să găsești chei. Și... ai, deja nu-mi place. Deja nu-mi place, frate. Și pe aici o să vezi animatronici. Aud deja unul. Hai să mergem în altă parte. Pot să merg în altă parte, mulțumesc. Oh my god. Văd pe cineva acolo. Și... aud pe cineva. Și te poți ascunde. Oh my god. Și te poți ascunde. Mamă, tremuram. Oh my god. Mamă, ce m-am... oi de capul meu. Ok, nu o să jucăm ăsta episodul de azi. Am nevoie de antrenament pentru ăsta, ok? Am nevoie de mega antrenament, așa că, Foxy, nu. Stai cu minte, ok? Return to menu. Deci cele mai grele nivele, cred că din tot jocul, o să fie Corn Maze și cu Plushkin Patch, pe care o să le facem probabil la un moment dat, dar trebuie să mă antrenez foarte bine pentru ele. Astăzi, în schimb, o să ne jucăm Pirate Ride. Dar vreau să vă arăt faptul că mai avem și noaptea a doua, unde vine și Foxy, bineînțeles, și noaptea a treia, care o să fie și mai grea. Plus că dacă dai de maneta aceasta...
Din nou, se întâmplă ceva, poate, dacă le termin pe toate. Habar n-am. Dar vedeți că se schimbă felul în care arată aici. Bun, hai să trecem la chestia asta, Pirate Ride, și să vedem care-i treaba cu ea, frate. Nici nu știu. Deci nici nu știu. Trebuie să tragi în ceva ținte cu un pistolaș, get a high score. Trebuie să facem rost de un scor mare. Ok, hai să vedem. Deci un scor mare. Trebuie să-mi dea un pistolaș și aici ci că suntem în lumea lui Foxy. Deci, domnul Foxy Piratul o să ne... Aha, o să ne plimbe. Oh! Ok. Wow, chiar am pistol. Păi, asta e ciudat. Pistol, aha. Ok. Ok. Oh, nu, e un de ăla în care mergi cu trenuleț în casa groazei. Oh, no. No. Am un pistol cu care pot să trag bile. Bă, nu-mi place, nu. Frate, deci... cumva... am înțeles. Deci, credeți-mă, urăsc să merg în casa groazei. Nu-mi place deloc, sincer. Și trebuie să nimeresc calea. Oh-oh, mi le-a stins. Mamă, se întâmplă ceva. Se schimbă peisajul. Oh-oh. Am plecat de acolo? Mă, frate, mi-e frică. Oh my god. Ok. Trebuie să le nimerești pe toate, tehnic vorbind. Acum, cred că le-am nimerit pe toate de aici. Cred că dacă nu le nimerești pe toate, atunci e problema. Bonus round. Bonus round. Yes, yes. Unele se și mișcă și mai greu să le nimerești. Da. Hai că le-am nimerit pe toate de aici. Bonus round. Am 775 de puncte. Sincer să fiu, nu știu ce urmează să se întâmple cu mine. Dacă o să mă sperie oricum sau dacă nu o să mă sperie, asta rămâne de văzut. Dar încerc să fac un high score, pentru că așa mi s-a zis că trebuie să fac un high score. În momentul ăsta suntem undeva în lumea lui Foxy. Nu-mi place locul ăsta deloc, Foxy, să știi. Oh my god, ce greu e să le nimerești. Și trebuie să le nimerești, pentru că dacă nu le nimerești, nu faci scorul ăla mare. 1325 de puncte. Mă, frate, oh my god. Nu știam că trebuie să nimerești și chestii din mers. Oamenii ăștia afară, suntem... Wow, suntem... Bă, noi suntem la carnaval aici, uite-te cum arată. Mamă, ce tare e. Nu! Doar experiența asta e șmecheră, frate. Nici nu contează dacă o să mă sperie, dacă nu o să mă sperie. Suntem sub apă. Experiența asta e super mișto. Adică... Și noi mergem într-un trenuleț ceva. E un piculeț... un piculeț ciudat, așa. Mamă! Uitați-vă și voi cum mi le pune să le nimeresc pe astea așa. Și un crab acolo jos. Cred că sunt toate nimerite. Da, îți dă chestia când îți nimerite. Și îți dă și bonus round, ca să poți să faci puncte. Ok. Hai că le nimerez. Nu! Mai aveam două! 2000 de puncte. Nu știu care ar trebui să fie high score-ul. Și da... Ok, mi-aduce... mi-aduce tortul. High score... Oh my god. 2000 high score. Buccaneer, Scallywag... J.A. Deci am făcut un scor bun? Oh, aparent... aparent am făcut un scor bun. Ok, deci am înțeles. Trebuie să tragi în... Helpy. Deci trebuie să tragi în Helpy ăla. Pe unde îl vezi? Dar nu știu pe unde îl văd pe domnul Helpy. În afară de aici, eu nu prea l-am mai văzut, dar trebuie să ne uităm după Helpy, să vedem unde e. Deci ne uităm atenți, foarte, foarte atenți să ne uităm după el. Domnule Helpy, unde ești? Ați văzut? Și trebuie să îi dai așa. Și asta înseamnă că i-ai schimbat ruta. Și acum o să... A, dar trebuie să ai grijă să nu-l lovești din nou cu vreo bilă. Și acum cred că ne schimbă ruta și vom merge prin altă parte. Cred că ne schimbă ruta. Nu mi-aduc aminte să fie covorul ăsta pe aici, dar cine știe. Hai să vedem dacă am avut dreptate. Oh, am avut dreptate, uitați-vă, suntem în pizzerie de data asta. Suntem în pizzerie de data aceasta, uitați-vă puțin. Oh my god, ce tare e. Mamă, frate, ce mișto. Ok. Ok, am închis ușa asta. Oh my god. Oh, vai de capul și de zile mele. Încă două uși? No.
Oh my god. Închide. Și aici o să deschidă. Mama, aici trebuie să fii profesionist. Să le închizi pe astea la perfecție. Nu-mi zic că mai deschide încă două. Sper că nu... Oh my god. Aici nu e nimic. Oh, acum este. Mamă, frate, ce la milimetru? Wow, la milimetru. Frate. Și de data să vedeți că practic noi data trecută am ieșit de aici și am venit aici. Și am ieșit prin altă parte. Și sunt mai multe rute. Putem să mai facem și în alte episoade alte rute, pentru că sunt mai mult decât atât. Dar am făcut 3000 score de data aceasta. Iarăși mă mănâncă chestia asta. Habar n-am. Foxy, te rog, nu mă speria. E high score? Este? Este! First match. Vedeți că acolo primești scorul cât de bine l-ai făcut. Da, deci o să trebuiască să facem de mai multe ori pentru a putea trece prin toate rutele. Am să deschid cadouul, dar am să închid ochii. Am închis ochii. Doamne ajută! M-a speriat de atât de multe ori la chestia asta. Când deschizi cadou, ai șansa să te sperie, să-ți dea un jumpscare. Dar, da, norocul a fost că nu s-a întâmplat. Ok, data viitoare, cred că vom face în felul următor. Cred eu că vom merge la Corn Maze și vom încerca să terminăm Plushkin Patch. Și, poate în alt episod, sau nu, da, vedem. Ba, cred că astea două o să fie data viitoare. Și poate în alt episod o să revenim la Pirate Ride, pentru că azi sunt mai multe rute prin care ne putem duce. Și de asemenea, vom încerca să terminăm noaptea a doua de la Danger Keep Out. Deci mai avem chestii de făcut în joculețul ăsta, plus că nu știu care e faza cu maneta, pentru că în jocul original trebuia să dai de manetă pentru a-ți da nivelele alea foarte, foarte grele. Dar în jocul ăsta, vedeți că nu mi-a dat nici măcar un singur nivel greu, deși am terminat unele chestii. Cine știe, uite, și ala că vreau, bineînțeles că ne putem reîntoarce în jocul original, în cazul în care vă era dor de acest lucru, că cine știe, poate vă era dor. Băi, ia seama așa puțin, că de curiozitate, la Price Counter, mai țineți-vă minte că aici dacă apăsăm noi pe butonul ăsta, deci mănânci ce aici, pac, și apeși pe butonul ăsta, uite mă că apare acum mâna lui Dreadbear acolo sus, ați văzut? Foarte tare, n-am ce să zic, mi-a plăcut ce am jucat momentan, sunt bucuros că n-a fost atât de rău cum, a fost, cum au fost alte nivele, deși Corn Maze-ul ăla, mă frate, Corn Maze-ul, nu am curaj să mă joc, deci efectiv te pune să mergi tu printr-un labirint, unde, ia, alo, da, știu. Da, deci la Corn Maze te pune efectiv să stai cu Foxy într-un labirint și Foxy te va prinde. Adică, și trebuie să găsești cheia pentru a ieși din labirint. Și la Plushkin Patch știți deja ce e. Trebuie să dăm cu lanterna și să le facem pe alea să fugă. Da. Până una alta am să mănânc niște bomboane de astea. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest episod. Nu uitați că astăzi am postat și un videoclip cu un nou joc. Este un joc numit Stormworks, unde ne jucăm puțin cu tsunamiul. Foarte tare. O să mai facem episoade. Treceți pe acolo și nu uitați că pisica a postat astăzi un episod de Roblox unde tot așa aveam un simulator interesant. O să vedeți, o să vedeți. Nu vă mai dau eu spoilere. Intrați pe canalul pisicii, intrați pe canalul meu și vedeți ce am postat. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!